Un bărbat de 81 de ani din localitatea Ortelec a murit la scurt timp după ce a fost găsit inconștient și legat de mâini și de picioare în locuința sa. Descoperirea a fost făcută ieri după ce un vecin al locatarului ar fi sunat la 112 pe motiv că ușa și geamul de la locuința bărbatului de 81 de ani ar fi fost forțate. Potrivit Incuței Dumuța, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, ajuns la fața locului, polițiștii au constatat că lucrurile din locuință erau răvășite și că într-una din încăperile casei se afla proprietarul de 81 de ani legat de mâini și de picioare în stare de inconștiență. Bărbatul a fost transportat la spital, însă potrivit Codruței Pușcaș, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Zalău, din păcate a decedat. Tincuța Dumuța a mai afirmat că în acest caz a fost întocmit un cerc de suspecți, polițiștii desfășurând în continuare investigații pentru identificarea persoanei sau persoanelor care au comis tâlhăria.